Cum intră în tub pasta de dinți? Autor Vina Prasad, ilustrator Rajiv Eipe. Era anul 1870, în New London, Connecticut, Statele Unite. Ora 7 dimineața. Copiii se rostogoleau jos din pat, iar mamele lor îi zoreau să se spele pe dinți, dându-le bețe pentru dinți și borcane cu pastă de dinți. Cum? Ai spus cumva bețe pentru dinți? Așa am spus. În 1870 se foloseau bețe pentru curățarea dinților. Un băț pentru dinți era pur și simplu o rămurică cu un capăt franjurat. Câțiva copii mai norocoși aveau crenguțe cu păr de bouri legate de unul dintre capete pentru o mai bună strălucire a dinților. Care era al doilea lucru pe care l-am spus? Borcane cu pastă de dinți? Așa este. Tuburile cu pastă de dinți nu fuseseră încă inventate. Erau doar borcane. Și fiecare copil, cu ochii cârpiți de somn, își începea ziua scufundând bățul pentru dinți într-un borcan din porțelan umplut cu pastă de dinți. De fapt, în același borcan din porțelan scufundau bețele pentru dinți toți membrii familiei, inclusiv mătușa cu dinții înnegriți aflată în vizită. Într-o dimineață, în casa dentistului se auzi un țipăt plin de dezgust. Era fiul doctorului Sheffield, Lucius, care refuza să mai înmoaie bățul în borcan și care a decis să folosească de atunci pudră pentru dinți. Dar în mintea lui rămăsese un gând că trebuie să existe un mod mai bun de a folosi pasta de dinți. Câțiva ani mai târziu, Lucius a mers la Paris să studieze stomatologia. Acolo, el a văzut artiștii care storceau vopseaua din tuburi de metal și o puneau pe pensule. De ce nu se putea folosi la fel un tub pentru a păstra pasta de dinți? S-a întors de grabă acasă și a împărtășit ideea cu tatăl său, care a considerat-o nemaipomenită. Rămânea doar micul amănunt de a-și da seama cum să pună pasta de dinți din borcan în tub prin acea mică deschizătură. Cum crezi că poate Lucius să umple tubul cu pasta de dinți? Ai avut o dimineață proastă când, somnoros fiind, ai strâns prea mult tubul și a ieșit multă pastă de dinți? Și ai văzut că este pastă pe toată ghiuveta, iar mama ta îți amintește că ești în întârziere și ultimul lucru pe care ți-l dorești este ca ea să se supere când vede ce mizerie ai făcut? Cum ai face să pui pasta de dinți înapoi în tub? Acum, ce crezi că au folosit Lucius și tatăl său pentru a umple un tub cu pasta de dinți? Un bețișor pentru urechi? Sau chiar o linguriță minusculă? O scobitoare? Nu era chiar așa dezastruos cum te-ai fi așteptat, pentru că soluția găsită de către doctorul Sheffield și echipa sa nu implica deschiderea capacului. Exact! Au păstrat capacul bine înșurubat și au deschis capătul opus. Este cu siguranță mai ușor să umpli tubul prin capătul mai mare, în special dacă ai ceva care să pompeze pasta în interior, precum o seringă. După aceasta, tot ce trebuie să faci este să sigilezi bine capătul ca pasta să nu se scurgă afară. În prezent, tuburile de pastă de dinți sunt umplute cu ajutorul utilajelor. Toate tuburile goale sunt aliniate pe o bandă cu capul în jos și cu capătul neînjurubat așezat în sus.
Un container mare plin cu pastă de dinți este fixat deasupra benzii. Printr-o duză aflată la baza containerului, pasta de dinți este eliberată în tuburi pe măsură ce banda se mișcă. Dar tubul nu este umplut până la capăt. Sunt lăsate goale cam două degete de tub, astfel încât acesta să poată fi sigilat. Acum, tubul este gata pentru a fi umplut. Veche povață indiană pentru o dantură bună. Mulți oameni din India folosesc datun, o crenguță din copacul neem sau babol, în locul unei periuțe fabricate. Datun păstrează dinții și gingiile sănătoase. Dar tu știi care este cea mai bună periuță din lume? Degetele tale, spun dentiștii. Sunt grozave pentru dinți și gingii. Ai încercat vreodată pudră pentru dinți? Care sunt mirosurile diferite pe care le poți identifica? Plantele și condimentele sunt bune pentru dinți, între acestea fiind menta, cuișoarele, scorțișoara, piperul negru și busuiocul. Alimentația cu fructe și vegetale, cu fibre, precum merele și morcovii, este bună pentru curățarea dinților. Și te poți și distra cu capacele de la tubul de pastă de dinți. Sfârșit!